Breaking news. Din capitală. Se pare că zăcea acolo de zile bune pentru că trupul suspectiv era într-o stare avansată de putrefacție. A fost ridicat și dus la serviciul de medicină legală în vederea efectuării necropsiei și de asemenea trebuie făcută și o expertiză în acest caz. O expertiză care va trebui să stabilească dacă bărbatul a fost otrăvit. Cine dracu sunt? Vedem imagini în exclusivitate, doamnelor și domnilor, din centrul capitalei. S-a întâmplat la Arcul de Triumf. Este vorba despre un celebru organizator de concerte care a fost găsit mort în propriul apartament. Îl cheamă Valentin Gherebe. Vă spuneam, a fost sportiv, da, de hockey. Este extrem de cunoscut în industria muzicii electronice și, vă spuneam, avea doar 43 de ani. Ei bine, acest fondator Anonymous, da, al brandului Anonymous, vă spuneam, a fost găsit mort ieri în propriul său apartament aici în centrul capitalei, chiar la Arcul de Triumf, într-o stare avansată de putrefacție. Din primele informații înțelegem așa că fără răni vizibile pe corp, într-un apartament, vă spuneam, de aici, de la Arcul de Triumf. Mergem la colega mea, Cristina Mihăilescu, iar ea se află chiar la locul tragediei. Cristina, ce ai reușit să afli până în acest moment? Bun găsit, este vorba despre Gherebe Eduard, un cunoscut organizator de evenimente de la noi din țară, care ieri a fost găsit fără suflare în apartamentul lui din zona Arcului de Triumf. Iată, a fost deschis în acest caz un dosar de moarte suspectă, pentru că se pare că trupul neînsuflețit zăcea de mai multe zile în apartament și deja intrase într-o stare avansată de putrefacție, însă nu avea răni vizibile pe corp. Mai mult decât atât, va fi cerut în acest caz de asemenea și o expertiză toxicologică pentru a se stabili dacă bărbatul a fost cumva otrăvit sau dacă înainte de producerea decesului a consumat băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise. Așadar, merg în acest moment anchetatorii pe mai multe piste, merg pe ipoteza unei morți naturale, deși bărbatul nu era cunoscut ca având probleme de sănătate, avea doar 43 de ani, însă ar putea merge și pe ipoteza unei crime. Se iau toate ipotezele în calcul în acest moment și se fac cercetări în acest dosar de moarte suspectă. Bărbatul nu doar că era un organizator foarte cunoscut de evenimente, ce a fost și primul care a adus în România conceptul de rooftop party și de pool party. De asemenea, el a fost și membru al echipei naționale de hockey. Te-aș ruga foarte mult să te îndrepți către casa, da? Către apartamentul, blocul în care a fost găsit acesta mort și vom reveni, te așteptăm cu noi informații.